Băiat, deci el și dacă este va arăta soției iubitei, de normal. Nu știu, nici eu nu știu sigur. Mai e îndoieli, a? Aici. Mai e îndoieli uneori. Și să zic sigur și precis, este o foame inexplicabilă. Da. Unde? Ce mâncai azi? Zi, ce mâncai? Ce? Ce mâncai? Nu mai nimeni, dar mâncare. Da, eu am făcut de mă aștept. O să devii cumnat cu... Da? S-a mai spus? Da? Îmi cer scuze atunci. Serios îmi cer scuze. Bă, nu mai fi gurea de... Vrei o, am eu 30. Am casă. Da. Păi și ce, nu ne întoarcem aici? Păi da, da. Acum și eu vreau... Multe, dar nu se poate. Păi ia să le duce aici. La comun. Comun, da, să duce pe comun. Ia o fac cartonă, mama, nu? Da. Nu? Păi da. Vezi că eu mănânc mult. Mănânci mult? La sol? Dar chiar cum e cu băieții, cu plimbatul, cu cumpărăturile, cu torii, cu... Eu sunt sărac lipit de asta, te întreb. A, nu, că nu. A, din... nu... Ce-am zis eu? Da. Nu cred că și le-ai auzit când am zis că... Că de fapt de aici asta cam... Că el zice că sunt o fată materialistă. Nu, eu n-am zis așa. Eu n-am zis așa. I-am zis că ești mai ancorat în realitate. Doamna Mirela... Deci cum faci? Că uite, de exemplu, eu sunt să zic că înainte să te gândești bine. Mie mi-a plăcut când am făcut de la mine contează decât dragostea, să fie dragostea mare așa. Nu mai cred așa ceva. Da, cred că eu pot să confirm chestia asta. Deci sunteți diferite din punctul ăsta de vedere. Da. Dragostea contează. Ce contează să ai? Și ce să faci când o să, nu știu, nu o să aveți cu ce să vă înveliți sau... Ne învelim. Băi, ce drept am o pilotă, am pilotă, nu e. Să nu s-a ce griști. Nu cred că s-a ajunge până la asta, dar nici chiar așa. De ce n-ai mai văzut cazul? Haide. Se mută în casă, nu? E un pat unde să doarmă, eu știu. Nu sunt cazul. Să știi că în viața asta voiam să spun de fapt la un moment dat. Viața, și e ușor să ai doleanțe și să nu știu cum. Viața este imprevizibilă. Ce o să faci? Când o să dai de greu la primul hop, trebuie să mă reorientez, că nu... Nu, 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 nu. Păi, oricum ar fi, tot sunt momente când... Păi, dar toți avem momente când cădem, da. Din punct de vedere financiar, mă refer. Da. Da. Ce? E te ca un roller coaster viața. Deci ce faci? Dacă caz nu mai gata, dăm, fugim? Doamne, noi astăzi știți mai bine ce spunem noi. Adică trebuie cineva pe care să te bazezi acolo, nu la... Trebuie să luți viața. Pui mâna pe telefonul ăsta, că mi-au cam de la ăla, avea, ăla are bani acum, nu mai... Da. Deci, Mihaela, ce să mai... Avem multe de discutat. Trebuie să vii aici să dezbatem subiecte. Că... Să spargeți viața. Da. Să batem subiecte. Să vezi că sunt și niște băieți minunați pe aici, nu se știe niciodată cine cum. Când ai timp să-i descoperi, să vezi. Nu e așa. Păi da. Asta mai... Nu dau mai așa. Deci știi că el acum e invidios de asta face așa. Psihologic vorbind. E invidios? Da. Altfel nu te-ai agitat atâta. Nu, cunosc. Ce? Nu. Îl cunoști tu? Da. Hai, mare să ne ține. Nu se cunoaște el, îl cunoști tu. Psihologii vorbind. Serios. Păi cât la 100 crezi că ne cunoaștem noi? De la 1 la 100 cât crezi că ne cunoaștem? Noi pe noi. Cred că da, întreb dacă... Ce? Poziție pentru a vă lua la revedere. Ia auzi. 5 minute. Pe sâmbăta viitoare, Mihaela. Gata, plecați? Hai că ne vedem. Hai să-ți dau rucheța. Zice. Pe sâmbăta viitoare, Mihaela, poți să te iau în brațe? Da. Ei, ce pe sâmbăta viitoare. Da. Ce înseamnă da. Să plângi? Nu, că eu nu plâng, nu plâng. Așa e bine. Păi să vezi că nu plâng. Da, că nici eu nu plâng, nu țin, da? Nu, să vii pe care. Vezi, unde e să vii, da? Păi lasă-mă în pace, nu? Da. Pa, pleci? Da.
Pam, tata, venim cu cineva. Și eu, poate mai vin ce mai vorbim. Dar să ne mai vedem pe acolo. Cum să am spus o glăsare, că chiar au avut ocazia să-și fac fiecare cu mamă, viesc. La mulți ani de 8 martie, încă o dată, toate cele bune. Da. Toată e ok în casă. Salut! O zi plăcută! Asemenea. Gata, am scăpat de acum. Nu mai am treabă până la final. Asta a fost. Ia-ți mătușa. Asta a fost greu la început, dar acum... Că mă gândeam acasă, ce e acasă și nu e bine și așa. Acum că știu că tot e bine și toată lumea e bine. Și toată lumea e ok și știe toată lumea. Toată lumea e lângă mine. Toată lumea e lângă tine. Și din deplasare și de acasă. Da. Dar cum o să treacă timp? Nu, că eu așa sunt în casă. Nu, tu! Ne-a făcut plăcere. Ne-a făcut plăcere. La mulți ani de 8 martie. Pa, Lilian. Pa. Cu Lilian. Lilian. Aoleu, îmi cer scuze. Da, am zis că glumeam cu... Eu rămân. Da? Da, da, da. Da? Da. Da. A spus bine, mulțumesc. Ana Maria, mă bucur că v-am cunoscut. Și mie îmi pare bine că te-am cunoscut și... Sănătate, că asta e ceva. Sănătate să aveți și să vă compătimiți unul pe celălalt. Da, doamnă, nu vă faceți griji. Nu, așa... Că asta e, dacă ați intrat aici, acum trebuie să mergeți înainte. Jucăm acum. Și să jucați, să nu vă lăsați, că asta e. Da, doamnă, așa vom face. Da. Să rămâine. La revedere și... Succes! Să vă fie bine, să vă fie bine, da. Mulțumim, să rămână. Vă mulțumim că ați fost pe aici. Da. Doamna Lili mi-a făcut o deosebită plăcere. Și mie. Am aflat și o picanterie din lumea Antena Play. Da. Să rămână, doamna Zâna. Mi-a făcut plăcere. Și mie, doamnă. Vă rog, spuneți. Nu v-am asculta sfaturile. Nu v-am ascultat sfaturile? Mulțumesc. Ok. Ne-a strășit cel mai bine fiecare. Ne mai vedem? Să rămână, doamnă. Să rămână. Să fie. Să rămână. În grădină. A, nu. Cine să meargă în grădină? Ia vezi, Zătuț, ia vezi. Stai că se duce Nicu. Da, cred că da. Toți invitații pot merge în grădină acum. Da, da. Să rămână. Rămâi în casă, nu? Mama, o parte din față. Da, mama are grijă. Să rămână. Pa. Să rămână. Să rămână. Am vrea și noi să rămână. Mai ai cineva? Nu. Da. Bine. Să rămână. Pa, 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 pa. Of. Da, de unde? A venit noi. A venit noi puteri. Ce greu. Da.
Noi ce te strigăm? A zis mama că mama ta că vine mâine la 5 să te ia. Da. Nu, seara. Seara la 5 a zis. Da, seara sunt la mama. Nu știu unde sunt. Arată și mie florile tale. Oh, aolo. Aolo, mamă. Mă lase somn. M-am pus acolo în patul Natasha și mă lase somn. Dar ce face cu bunile astea? Nu l-o lua? Nu, că și ele fac parte din material. Dar acum o film așa, ce vedeți? Da? Păi da. A, și probabil că o să le ia până în seara. Nu vezi că sunt conectate tot? Hmm? Sunt conectate tot. Din materiale se fac și cu alea. Mă mai ajung și eu azi să mănânc. Hmm? Nu am mâncat nimic azi. N-am mâncat nimic? Păi de ce nu te duci tu acolo? Unde? Nu știu, să vorbești tu cu vreo fadă, să... Nu. Oricum trebuie să ne schimb, da? Îți dau eu niște ouă să-ți faci? De ce? Nu, să, nu mai, oricum trebuie să o întindem din ori. Păi, dar nu poți să știi că nu mai ține aici. Las chef. Lasă-i acolo, ce curățean. Să moară Jeanu, dacă n-ai o mamă extraordinară. Ți-a zis, doamne, că ce circul e emisiune? Păi am întrebat, am zis de Marius, cum se vede pe afară? Am zis, păi toată lumea, frate, e în cur când apar tu. Am zis, nu se pot abține când îl luă pe Marius. Și am zis de seara aia, când a zis, dacă care așa antena plece, am zis, toată seara aia când a făcut. Și ce-a într-adevăr, se vedea urât afară, dar o să era bipuit de tot, știi? Deci nu e chiar live, gândesc că e o... Da, dar da, mine așa a zis că toată lumea când intru eu în emisiune și... Au zis că nu, nu-ți găsești locul aici, nu te găsesc ei, adică pe tine în locul ăsta. O să treci pentru loc genul. Că nu sunt? Pentru loc. Că te-o spui Caterin, că frate, la modul ăla, știi? Că tu ești bun pentru altceva, nu să stai locul ăsta închis. Așa au zis, și eu nu stau la fel? Nu, nu am putut. Dar de mine a zis fix că nu am ce căuta aici. De te de că erați aici amândoi de iarna când două seri și cântați pe rupte și erați pe antena pe amândoi. Pe Nicoleta și pe Tatiana și zicea, îi povestea ce din Tatiana. Aici. Ce-a zis că zic că n-am ce comenta aici în emisiune. Adică n-am ce căuta în emisiunea asta, că ar trebui să fie în altă parte, nu? O să te o să pun pe râs când apar tu în peisaj. Azi că poate... Păi de așa poți să semnezi un contract cu o casă de comedie. Și eu zic că ai șanse mult. Părerea mea, zic eu. Ai și ce trebuie aici, adică tot ce trebuie pentru... Și așa zic că... Când apare mare și spectacol. Andrei, tu obicei râzi? Am zis că nu se poate abține să nu râd, adică te seama. Și nu râd la orice. Dar ce-ai seama, așa e micul să... Dar uite că nu se demotează noi ăștia risc. Nu se apreciază chestia asta. Se apreciază, afară stai niște. Cine vrea să te catalogheze în alt fel, vede problema cum nu vrea. Nu, pe tine am făcut dușmani afară, din contă, toată lumea... Nici eu nu cred, adică n-avea de ce. Toată lumea când o ieși, dai seama, uite-l pe Marius, dai seama, ți-ai făcut deja un nume peste tot. Îți dai seama unde o să apare acum, o să fie... Cine? I-a rugat oamenii de afară, frate, să nu mă susțină, să nu facă, că eu vreau să plec acasă. Că eu nu viu acasă acum. Cum să viu acasă? Am zis, când apar în direct și zic că vreau să viu acasă, atunci o să viu. Că mă vedea așa, mai supăram. Dar ce-i supăram? Cum am zis, eu cred că e invers. Cine are grijă de mine aici când azi, că s-a grijă de băiatul de noastră, că e invers. Și tu mi-ai dat multe scoas cu la turbă. Eu băga țigări, nu am vrut să le las să-mi le dea. Multe. În exclusivitate, Florin. Jumătate de oră s-a tăi în genunchi. Păi de azi dimineața de la 10. Vă abțineți? Nu. Continuați. Auzi, că ce că e belea, când apare Marius pe ecran, toată lumea râde. Nu se mai zic. Și dacă și maica sa care nu de la orice făcea, nu mai poate lumea afară. Da, mă, de-am întrebat, o zis că e belea Marius. Când apare Marius, pe toți îi pune pe spate. Auzi, că ce caut aici, că vreau să fiu la un stand acum, e din o emisiune matrimonială, eu. Nu, este de la de curățat. Auzi, că se uită lumea pe antena. Păi de ăla, da. Mă la mine și că auzi cum suntem, îmi rădeam de la mine.
Ăsta, ăsta. Tatiana, pupă-mă aici, aici, aici. De ce? Curățeai, nebun, bași, tu știu, oricum îi curăț, nu mai... Asta a lucrat la cocotul. Îl vine marți să vă vadă. Păi când vă duceai în club, vine și el îți... Nu vreau în club. Eu i-o lăsă prin cama mele. Noi ieri făceam supoziții care e chestia asta, înțelegi, cu compatibilitatea între cupluri și oameni, înțelegi cum a fost asta. Și la un moment dat, cred că eu am spus, că am zis că, bă, cei care o să aibă oportunitate de 100%, probabil că fetei respective o să-i ofere tot așa shopping. Da. Ai fi vrut? Ce stă de lei? 1000 de lei, că ai venit tot. Că ăștia spuneau că este ziua bărbatului pe 9 martie. Nu există așa ceva, nu mi-am înțeles. Mai țin unic cont că zic pe 8 femei și pe 9. Pe 9 aia cu paharele. 40 de pare? Și te bagi? Bem? Te ține? Nici de apă cred că nu poți să le bine. Ba da, de apă da. Păi de apă vreau, dar nu de altceva. Mhm. 40 mucenici. Azi n-ai voie să fii trist. E ziua mea și n-ai voie să fii trist, nici obosit, nici plictisit, nici nimic. Și așa mă iau toată Babilon. Nu mă prind cu ochi. De ce? Cum? Eu zic frumoasă, ești culmea. Deci nu mai nevesc cu pesimismul ăsta. Da, păi că tot acolo vii gândul, doar v-am citit. Stai cu minte, mă, cu oamenii ăștia, mă, nu-i dai masă, dar ce faci? Lasă-l, mă, nu-i faci. Ce crezi că nu mă mai crezi și mă. Mai știi cum ești, când ești între persoane, așa-i. Să simtă că ești bărbat, eu când au cupul în masă, să simt. Fac tot așa, măi, vezi, stai că drept. Nu știu ce, ia trag atenție. Mă, dar lasă-l, mă, măi, dar fă și eu, din instinctiv. Dar văd că nu... Și n-ai mers niciodată pe jos acasă. Sincer, nu. Ia, el are impresia că s-a întâlnit hoțul cu prostul, ok. Sincer, nu. Că dacă mă lasă pe jos... Ia, hai, bravo, Cristina, bravo. E nașpa treaba. Nu știu, eu am... Dacă nu-i luată pe jos acasă, i-am zis că nu. Că dacă mă lasă pe jos... Pe jos rămâi și tu. E băia finuț. Nu, ce? Ia, ne batem și luăm. Ne batem. Hai, nu spune că ne batem, că lumea crede că ne batem acum. I-am nu ne certăm. I-am dat o dată în antena a cincea. Hai, înge-o un pic. Și era musai ca să aduci în vedere lucrurile acestea, nu? Să vezi când bagă dintr-a întâia într-a cincea. Nu, că noi n-am văzut. Da. Nu mă prim mai greu. Nu era vorba de mecanică aici. Da, da, la frână de motor, am înțeles. Dar să vezi când asta accelerez eu. Da, păi dintr-o viteză mai mare într-una mai mică directă, cum e? Cum se cheamă? Da, dintr-o viteză mică într-una foarte mare. Îți arăt eu cum se cheamă. Nu, tu ai zis că dintr-a cincea într-a întâia ai zis. Nu, a treia la cincea. A, da? La mic, la mare. Înțelege doar ce place. E normal? Îți spui normal? Așa din prisma mea. Băi, pe ce mi-am pustit pe ce ajuns acasă? Nu știu, cât o să ai dorit să vă urmărim. Trebuie să stăm la rând, că sunt hoți care vă să trece. Și nu ne bagă la nominalizare așa. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vă spun. Nici de fapt. E și rece și așa. Îți rece. Lasă-mă, că mă desunc eu. Nu trimite, lasă-mă, desunc. Am vrut să-i luăm, dar am pus în viteză, că asta am mai gândit. Vezi că îi trebuie pe elefantul. În ce viteză am pus noi vineri? A, lasă-mă, cât am, cum am mers până acum mai merg. O săptămână, două. Dar nu, noi vin, noi o săptămână, două, ești nebun, tu știi cât o să mai stai tu aici?
Păi i-am zis, nu o să ieșim repede. Până la sfârșitul martie am plecat de aici. Ce faci cu... Ba da. Eu zic să dai un reset. Ba da. Ciprian, sunt atâția oameni înainte te judecă. Ești om la 32 de ani astăzi. Cum poți să pleci tu înaintea... De tază, dar nu poți, pentru că mai ți-ai șanțe înaintea ta. Păi normal, noi din casă, în primul rând, doar nu să-l votez eu, că știu că, uite, Cristina s-a răcat toată ziua asta și se chine. Mai e Valentina care înțeleg, că și eu am cu... Păi dacă, de exemplu, se repede... Dacă de exemplu se repetă faza. Da, dar ne-am dat seama din voturi acum. Deci, nu mai dă ei, atât aveți. Nu mai dă ei, vezi, atât. Deci nu mai repede. Rea afară și pusă pe ei. Hai, dacă nu ține două luni, așa, luptă tot. Pe puțin? Pe puțin, am zis. I-am zis și am zis de vorba afară. Și am zis, vezi că trebuie să te pui bine pe picioare, că e greu. Toți băieții să se ducă în casa mamelor. Gab. Cipri, să aduci țigări, ai înțeles? Ciprian. Știe, nu? Că a, și Cristina. Că eu rămân și eu fără. Trebuie să spun la valiere. Că dacă n-aduce țigările, să-mi dea maică ta. Nu, nici eu nu mai am. În seara asta erau două la petrecere. Ce? O vă supărați. Țigări, mi-a dat două țigări în primul. Da, ți-aduc un pachet. Dar de unde aveți nădragi ăștia roz? La Loreda. Ah. Ei, era mare. Păi da, dar asta de... Nu, nu, influența. Lăsa influența, Ciprian. Deci patul ăla de câștigă patul. Gata, am stabilit. Deci trei candidați. Patru, patru. Și eu sunt. Și tu. Dar dacă nu câștigi, am înțeles. Gata, mut în pază celui care e acolo. Dar ce, Ciprian, ce? Noi avem pus un cum separat, un pat mic de ăsta, de voiaj. Și ăsta o să dispară din că avem spațiu. Și atunci... Au plecat Aurel și... Păi da, dar vor mai mulți ăla. Nu doar eu. Sper că nu fac. Eu nu face decât niște bezișoare atât. Nu mă, lasă, că știu, e treaba noastră. În 5 minute...